Salut! Fac un update la seria mea legată de redresoare auto, în speță redresoare bazate pe surse ATX modificate. În videoclipul anterior v-am spus despre eventualitatea modificării unei surse bazate pe SG6105 și acesta ar fi PDF-ul lui. Aici aveți descrierea fiecărui pin în parte, aici schema bloc internă este un integrat destul de complex. Asta pentru că face, face cam tot ce are nevoie o sursă ATX în secundar. Nu are doar controlul PVM, are și supervizoarele, are și protecția la supracurent, are și referințele, și PSON, și PG și așa mai departe. Și de-aia toate sunt incluse într-un singur, într -un singur integrat. Am aici de pe site-ul ăsta, o să pun link în descriere, mai multe variante, de, câteva variante, de fapt, de scheme de surse ATX bazate pe SG6105. Uitați! Și analizându-le, mi-am dat seama că, totuși, ar fi prea multă bătaie de cap. Teoretic, este posibil să, să ocolești toate protecțiile alea de la integrat, să aduci cu divizoare la fiecare tensiune ce ai nevoie, valori, să aduci. Și la protecțiile de supracurent și la monitorizarea AC și așa mai departe Dar nu, e prea multă bătaie de cap ca să merite Și atunci o să abordez situația cu totul altfel O să, o să fac o plăcuță adaptor cu 494 Care în principiu o să poată fi folosită la orice sursă ATX Indiferent de ce controller folosește atâta timp cât este în configurație semi-punte și are traf driver din ăsta așa cu cu mediană de pe care se preia curentul și comandat de transistor driver. Asta este condiția este eliminatorie și dacă le are pe astea, atunci poate fi folosită plăcuța la orice sursă din asta. SG-ul ăsta are alimentare la 5V, așa cum știți. Deci pentru a putea, fi, a putea alimenta 494 se poate folosi un modul boost pe care l alimentăm din 5VSB al sursei și ridicăm la 12V Module din astea, uitați, de pe MAG, eu am pe ăsta primul din stânga, cel la 6 lei 6, și 14 bani Sunt ok, le-am probat, au o frecvență de lucru foarte mare, ceea ce este foarte bine pentru că eventualul riplu este de, zgomot de comutație la o frecvență mult prea mare ca să mai conteze și uitați, 6 lei și ceva un preț prea mic ca să, să, aibă relevanță și sunt, nu știu cât se vede aici, dar sunt fizic foarte mici modulele, deci le găsiți loc în carcasă oriunde, oriunde doriți. Unul dintre exemplele de redresor obținut din sursa ATX modificată o să fie pe o sursă cu SG-ul ăsta de la care ar trebui să obțin 20 de amperi, posibil ceva mai mult. Vedem la momentul oportun, dar v-am spus, poate fi adaptată la orice altă sursă. Ideea este că, spre exemplu, la schema asta, mă uit la ea și văd, am traf driver, am transistor driver și aici sunt transistori din prima. Toată treaba asta se păstrează, se defrișează de pe placă tot ce este tot ce ține de SG, se defrișează toată partea de secundar păstrând doar diodele de pe partea de 12V pe radiator, în rest toate se desfac cu inductanțe, cu condensator și toate mărunțirile de acolo și rămân, rămâne și sursa 5VSB intactă de la care alimentăm un modul din ăla boost și ridicăm tensiunea la 12V ca să alimentăm plăcuța cu 494. Și să vedem schema. Asta este schema la varianta de redresor obținut din sursa ATX modificată cu reglaj de curent 10 a și tensiune fixă 14,4V. Varianta asta o să apară în următorul videoclip. Eu o să păstrez de aici doar partea de 494. Restul o să le tai și pe asta o să o pun pe o plăcuță de un PCB. Să desenez pentru ea un PCB. Deci, tăiem de aici tot. Cam asta este schema și de este destul de simplă. Am aici sus e-out, preiau informația de curent de pe placă de la mediana trafului driver și o introduc într-un divizor cu semireglabilul ăsta de 50 de kg pentru a ajusta pragul de curent pe care îl preferăm. Eu știu 5A, 10A, 15A, 20A, fiecare cum are nevoie. Apoi, mai jos, 12V AUX este alimentarea integratului în sine. B1 și B2 ieșirile către bazele tranzistorilor driver, iar aici jos este monitorizarea de tensiune, ieșirea și jos masa. Și am uitat să pun aici o joncțiune la așa. Și toată treaba asta trebuie pus aici în schema originală de la sursa de la sursa modificată în redresor. Aveam și curent ajustabil, dar aici pragul o să fie fix. Deci nu mai este nevoie de toată treaba asta, de potențiometrul la pe care îl aveam aici, ce mai era pe lângă el. O să am pur și simplu inversoarea dusă la referință și neinversoarea monitorizează curentul prin divizorul ăsta. C21 face compensare, bineînțeles. Și CT și RT nu au valori pentru că ele trebuie să rădea frecvența de lucru a sursei și trebuie să copieze frecvența la care sursa a lucrat în original, pentru că transformatorul și toate cele de pe plac au fost concepute să lucreze pe frecvența aia și atunci, indiferent ce sursă modificăm trebuie să ne asigurăm că știm la ce frecvență lucra sursa aia și să o reproducem din CT și RT ok, hai să trecem din schemă la PCB o să merg pe SMD-uri deci modific componentele, elementele de librărie. Semireglabilul îl las așa momentan. Da, C12 este filtrarea pe alimentare și C13 condensatorul de soft start de la referință. O să pun la C12 un electrolitic THT cu amprentă diametru 6 mm. Și 5 mm la cel de 2,2 microfarazi. Restul condensatorilor pot fi SMD-ul 1206. Acum, rezistențele. La fel și rezistențele pot fi toate de SMD-uri de 1206. Observați, modificând capsulele la rezistențe, că am pe R21 o valoare non-standard, 147K, însă poate fi și direct 150K. Și asta o să modific acum în schemă. 3 kΩ pe lângă 147, e diferență prea mică să conteze. Ideea este că rezistența asta face compensarea în frecvență și calculați mi o valoare exactă la 147 kg, dar e prea aproape de 150 de kg să merită să înseriem două rezistențe, cum făceam eu, 100 de K cu 47 K. Nu, o să punem direct 150 de kg acolo. Ok, am, am terminat de făcut amprentele la componente, deselectat și reactivez Unrouted. Că stop încă nu. Nu asta. Cam așa. Îl pun undeva aici și apoi o să ajustez dimensiunile plăcii după ce conform B așa, pe top. Conf, conform desenului să încep de la pinul 1. La pinul 1 avem monitorizarea ieșirii. Da, se pare că în desenul schemei am inversat polaritatea la condensatorul ăsta. Ați văzut, mă miram eu de ce, mă uitam la el, mă, de ce vine așa? Se rezolvă. Ok, am inversat, s-a corectat și desenul la PCB, liniile astea de semnal s-au corectat. Terima kasih telah menonton!

Terima kasih telah menonton! Ok, au mai rămas doar legăturile la masă și toate astea le fac pe un plan de masă pe care îl voi desena pe partea de jos, partea cu albastru, ocolind de sigur viasurile, componentele THT și trecerile astea care nu au putut fi evitate. O să mai trebuiască de asemenea să pun ieșirile plăcii către sursă și aici voi folosi borne cu fire lipite pentru că pe termen lung sunt mai fiabile. Aici în partea de jos, rezistențele astea 2R9 și R10 le-am lăsat ceva mai distanțate pentru că ele trebuie să disipe aproximativ 140 de mW fiecare și vreau să fac un soi de padrăcire în partea asta de jos la plus să merg undeva până mai pe aici cu roșu și undeva înspre condensator. Nu să insist cu trasee mai groase și nici integrat pentru că nu vreau să transfer prea mult din căldura lor către integrat dar întâi de asta o să vreau să să conturez dimensiunile plăcii și apoi desenez traseele de masă hai totuși întâi să punem și niște găuri de fixare nu tu da, aici. Fără pad. Pentru că ideea ar fi să fixăm, eu știu, cred că în două găuri ar trebui să fie de ajuns, placa, să să o fixăm cu două distanțatoare de plastic sau ceva de genul plăcuța asta mică de placa principală. Și cred că ceva de genul ar trebui să fie ok aici. Da, să zicem. Și unul aici. eventual mai poziționez după ce rutez dimensiunile plăcii. Și hai să vedem cam cât are și placa. Da. 40 cu 30 mm. Nu e mare. Fără găurile alea ar fi putut fi ceva mai scurtă, probabil tot un, nu știu dacă neapărat 30, dar n-ar fi avut sens să nu ai cum să o fixezi. Nu e mult, 40 cu 30 oricum nu este dimensiune mare. Hai să mă apuc să rutez planul de... De fapt, nu. Întâi să pun conexiunile. Și o să las găuri de 1,5. Și diametru cu... Și vias cu diametru de... Pad cu diametru de 3, nu? Da, de 3. O să pun... Plusul alimentării aici, Da, je bine. cam astea ar fi legăturile, plăci cu restul sursei. V-am spus eu, prefer bonne din astea cu fire lipite decât conectori și este și mai ușor la rotat. Cam asta ar fi și planul de masă. Și acum rămăsesem dator cu ceva aici la rezistențele astea. cam asta ar fi cam asta ar fi și padul ăsta de la plus se distribuie cei cât de 280 de mW. se distribuie pe o suprafață ceva mai mare a plăcii în medie nu mult dar era nevoie de ceva pad de răcire pentru că din propria experiență am văzut rezistențele astea Încălzite destul de mult la sursele pe care am umblat. Cam asta ar fi. Da, uitam tocmai viasurile. Pentru componentele care trebuiesc conectate la masă. Deci o să pun la toate B nu așa, 0,8. Chiar sub paduri, o să pun viasuri cu găuri de 0,8 și diametrul las softul să le să le seteze automat. Aici odată Hai să fie pe centru, aici. 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 Nu, nu încă nu acolo. l integrat. Terminăm cu astea cu pasivele. Și acum l-a integrat. Am reverificat să fiu sigur comparând cu schema și îmi scăpase aici conexiunea dintre C21 și pinul 3 am modificat planul de masă pe aici am trecut pinul 16 pe, pe partea de jos spre semireglabil în fine s-a rezolvat ăsta este PCB-ul îl salvez acum scoatem gerberele. Am făcut gerberele. Acum le încărcăm aici. Deci am intrat pe site-ul glcpcb.com și încarc arhiva. Că le-am arhivat. Și uitați. De ce mi-a băgat mie silk screen-ul la C12 pe partea de jos? Nu, arată nasol. Corectez și revin. Ok, am revenit modificasem eu, nu știu de ce, la rutarea PCB-ului, PC2 și îl pusesem pe mirror să se vadă pe partea de jos. Am corectat PCB-ul, am refăcut fișierele Gerber și acum totul este ok. Nu am sil pe partea de jos, așa cum și era normal de altfel, că așa am configurat placa. Gaura asta de șurub este cam aproape de planul de masă, S-ar putea să mi dea erori, eroare la fabricarea PCB-ului ca Da, hai să corectez și treaba asta și revin iarăși. Ok, de data asta am, nu mai am nici găurile prea aproape de trasee, care ar fi dat eroare la fabricație. Cel mai probabil mi le-ar fi reîntors. Acum arată bine totul. Și pe partea asta și pe partea asta. Și opțiunile de aici sunt simple. Materialul FR4 normal, ă, straturi, două straturi. Dimensiunile mi le-au luat automat 40 x 30. Cantitatea o să fac 10. O să fac 10 că sunt ieftine și mai, poate mai trebuie și la alte proiecte. Aici designuri diferite este doar unul, un singur PCB, nu e nevoie de panel, grosimea 1,6 normal. Ei de regulă toate opțiunile astea se setează automat și le puteți lăsa așa, dar le parcur ca să știți. Cam asta e, nici nu mă mai obosesc să confirm fișierul de producție pentru că știu sigur că o să fie în regulă. Asta e și 5 dolari pentru 10 PCB-uri din astea. Plus, uitați, sunt, sunt, deja logat la ei pe site. Vedeți acolo în dreapta sus, Marianel Forum. Și livrarea un, dolari și 38 cu Global Standard Direct Line. Sosesc de regulă, eu știu, maxim 2-3 săptămâni, sosesc plăcile. Deci este în regulă. Cam asta este. Dau save to cart. View cart. Deci avem aici designul, avem aici numărul de bucăți. Dăm pe secure checkout. Ei hey. ah, da 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 da. N-am selectat acum. Aici adresa apoi metoda de livrare. Global standard direct line. Cu taxe cu tot cât, 7,64 dolari, nu e mult. Și acum plata. Plătesc și asta, este de regulă, v-am zis, fabricarea lor în sine durează, eu știu, 2-3 zile lucrătoare maxim. Și apoi livrarea primeam maxim 3 săptămâni sau cu aproximație cam pe acolo și plăcile sunt ca de obicei de o calitate excelentă. Cam atât cu videoul ăsta, când o să sosească o să mă apuc și de sursa altă, dar uh, următorul video o să fie cu sursa de 10 a Sursa pe care o convertesc în rezistor de 10 amperi, ajustabil, etc. la la la. Vă mulțumesc dacă ați urmărit până aici, dacă v-a plăcut dați like, abonați-vă, dați click pe clopoțel. Ne reauzim în episodul următor. Vă salut! Hey, dacă îți place canalul meu și vrei să mă susții, mă poți ajuta dând click pe mulțumire. Selectezi aici orice sumă ți se pare ție potrivită, cumpără și trimite sau folosești opțiunea alături de canalului, te abonezi la una dintre nivelele de membru al canalului, partener bronz, partener silver, partener gold, fiecare cu prețurile și beneficiile ei, și în felul ăsta susții canalul. Mulțumesc pentru orice contribuție și vă asigur că orice asistență va fi pusă în slujba evoluției canalului, bineînțeles.